Pastele astea e gunoi. Gunoi. De sus până jos. Acoperit de iarbă. Da, da, dar pe ei ce fac? Acoperă cu un strat de ăsta, pământ, gunoiște și ea crește iarbă, dar de sus tot e gunoi. Care el în fond ar trebui să intre în putrefacție, dar gunoi de construcție n-are cum să intre în putrefacție, bineînțeles. În plus, bine, trebuie să fie îngrădit. Locuri autorizate. Loc autorizat, evident. Aici e pur și simplu gunoi. De la găinărie? Da. Crasota. Există fabrică de păsări, da? Da, da, da. Și ea aruncă găinațul aici? Da. Ok. Frumos. Așa am zis, băi, iată stați. La Chișinău, acum e în locuriește. Da. Și unde ajunge? În Ichel, Ichelul e jos. În râu. Mergem spre Ichel, da. Frumusețele suburbiilor, se va numi acest film. Hai să mergem! Da, asta de aici, unde vine? Da, asta vine din sat. Asta e canalizarea din sat. Aia n-ajunge până stația de aici. Vezi că eu duc pe iepurare, în stația de iepurare, vezi că eu duc mai departe de aici. Dacă e de 5-6 ani, de mult trebuia să fie rezolvat. Evident! Iată asta e acumularea vela. Veniți de bine. Le admirați cum mă răsiți. Iată, ele vin de acolo, vezi? Da, da, da. Și se acumulează aici. Tot de la stație de iepurare. Da. Să varsă mai departe. Este o țeavă care tot e spartă și oricum totul curge pe lângă ea și chiar dacă ar curge prin țeavă oricum nu e nicio importanță, ele nu sunt tratate. Situația asta e de când? De cât timp e? Dură 6 ani precis sau dacă mai mult. Uh-huh. Autoritățile doar locale cunosc? Asta. Și tot nimic nu fac. Adică dacă situația e în felul ăsta... Dacă era ceva făcut, era și normal că era ceva făcut. Am văzut de mai departe care e. Dezastru tot e mai rău și mai rău. Știi, conform legii, primarul este cel responsabil de starea mediului în localitate. Dar întreprinderile care, întreprinderile de la, din localitate care lucrează, fabrica de păsări sau ferma de păsări, ce aveți, asta de ciuperci, de salamuri, sunt de stat sau sunt private? Private. Private toate? Da. Nu nimic. Gata, aici toate le acum, da?
sunt apele reziduale a comunii Ciorescu. Care se varsă în Ichiu. Hai să vedem Ichiu. Verde, negre, negre verzui. Negre verzui, da. Asta e de lapă uzat în pierdele astea, lapă murdară. Moaște. Murdară. Așa, dar cealaltă care... Care cu oasă de robot. Robot. Rogot. Rogot. Da. Și ce fac? Salam. Salam. Salamuri fac și ăsta, sacrifică vite și când abator, obligatoriu trebuie să aibă abator. Sau ei sacrifică vitele sau poate iau carnea, da? Cumpără vitele? Cumpără vitele. Cumpără vitele și da, le dezosează. Și există crematoriu la Chișinău. Noi când am fost pe Cubolta la ăsta, abatorul respectiv. Și în Moldova nu sunt multe crematoare. Dar în Chișinău este crematoar pentru arderea oaselor de animale. Și Ciorescu ăsta, doar nu e, nu știu unde, la urma urmei. Fumul ăsta e de la oasă? De la oasă. Noi ajungem și acolo, da? Și de la gunoi. De la gunoi, tot împreună. Dar nu este voie, deci conform legii cu privire la deșeuri, nu, articolul 20, nu este voie să dai foc la orice gen de gunoi. De 8, da, dar este care s-a aruncat, pur și simplu așa s-a aruncat. Dar pe, mai iese fum. Fantastic. Astea sunt oase de vită. Dar după legislație, ei ce ar trebui să facă cu oasele astea? Să le ducă la crematoriu, care este în apropiere de Chișinău undeva. Să nu le știu. Ardă. Să le ardă la crematoriu. Sau să le înfumeze. În sol. Dar în condiții speciale. Tot ca să nu polueze. Da. Și în cazul Moldovei, așa cum nu există condiții speciale pentru înfumare, nu există... Dar asta. În forma asta, evident, că este exclus. Opa, chiar de la agenția Inspectoratului în Chișinău. Da. Asta e coadă. Asta e coadă. Nu, deci oasele nu arse. Ia uite, oase arse. Care roșca? Da. De la robă. Da. Deci, și asta cu ciupercile, cum se numește întreprinderi? Dar ce întreprinderi mai aveți? Așa, mari care fac asemenea lucru din Ciorescu. Normal. Astea trei, da? Poate fi autorizată? Poate fi autorizată, deși în bazinul râului, în departe de râu, nu ar trebui să fie autorizată. Păi și uite, și aici sunt oase. Evident, pe el aici oase, acolo pungile alea de la ciperci. Da. Unde trăiesc oamenii? Eu, pe deal. 20 de metri. 20 de metri. Șalașul este acela care e făcut? Da. Pe acolo. Eu personal vreo câteva ori am fost și i-am văzut. Da? Da, nu mai văzut cum e să mănâncă aici. Gunoi ăștia asta care da. Este. Ce e cu ea? E autorizată? Nu. De la ce fabrică aduc acolo oase și le aruncă? De la Ciorescu. De la Ciorescu, din sat, da? Dar fabrica, știți ce fabrică? Cum se numește? Nu vă pot spune, pentru că eu... La Roșca, nu știi și ne fac cărnață. Nu, eu nu știu. Poate să aduc oase. Dar sacii de la ciperci, știți și de ei?
Așa e din vale? Da, da, da. Da. S-a și cu spierci și s-a dus de la șahtă, cum adici, în partea la întâi. Cum se numesc stăpânii, știți? Nu, nu vă pot spune. Aveți și întreprindere de sticlă ceva? Nu. Aha, și sunt și... Nici în satele din apropiere? Nu. Păi, dar e mai comun să arunci la vecini. Moldoveni așa fac și la mine. Dar nu am moldoveni. Asta nu e până 2 de ani de lichid spună că nu am moldoveni. Ucraina fixă și de aia. Asta, evident. Și eu mă refer... Adică e de la Cricova... Vin și arunc aici? Da. Dar e departe? E aproape localitatea, probabil? Cricova este chiar în imediată apropiere. Și-a găsit cel mai potrivit loc? Este mai comod. Acolo, dacă acolo află, copiii se scaldă și prin pește. Ce e asta? E compostul de la ciperci, deșeu. După ce... Ciperci crescute în seră? Crescute sau în minele. În mine. O pune. Da. Cipercile crescute în mine și după ce au crescut, s-au strâns ciupercile, compostul ăsta este aruncat. Că nu mai prezintă valoare energetică pentru ciuperci. Poate să aibă fertilizanți care nu permit împrăștierea oriunde ai vrea tu. Posibil că tot. Aici trebuie de văzut conform autorizației. Când iai autorizația, totul îți este clar. Ce trebuie să facă cu gunoiul respectiv, agentul economic care a primit-o pentru a desfășura o activitate. Exact. Să fie el același deșeu, deșeul nu trebuie să fie amplasat în câmp liber. Nici sau... într-un caz nu putea fi scris că aruncă gunoiul unde vrei. Da, evident. Asta este exclus. Nu era să o primească. Dar nimeni nu îl verifică, după cum vedem. Uitați-vă, peste tot sunt mormanile, este extraordinar. De acolo nici nu se vede, atâta cât se vede de aici. Da. Urât. Urât de tot. Într-un sat micuț. O mie și una de probleme, de dezastre ecologice. Conglomerat. În partea care am fost tot erau saci de gunoi. Asta e deja oamenii. Oamenii care scade. Da, tipa care scade. Tipa care scade. Este un tipa scade. Dar asta ce? Pare, nu, asta pare a fi somn, dar amestecat, e amestecat. Constantin Scripnic, e primar? Da. Primar. Moșul e șeful la regie comunală, fiorul la regie comunală, e inginer la... Vărul primarul. Da, și el primește salariu chiar dacă stația de depurare nu funcționează. Da. Și a spus că nu funcționează cam de 5-6 ani. Mai mult de 5 ani. Și ce salariu are, știți? 2000 în an. În jur de 2000. Plus, minus, eu nu pot spune precis. Da, asta doar din contabilitate se poate lua.